s-a ridicat de la începutul acestei ediții. Da. Un test grilă. Da. Câți ochi are Tanzi? A, 2, 4 sau 6? B, 4, C, 6. Am zis să o întrebăm și pe ea. Constanția. Ceva? Să mai ziceți voi ceva. Eu când vă spun că vine vreau cu surprize Constanția mereu. Ce dorești să spui? Zic mai târziu. Mai bine, mulțumesc. Ce faci, draga mea? Unde mergi astăzi? Care-i povestea ținutei? După ce am fost data trecută la Mici Nobor, așa, am defilat pe melodia lui Mărgineanu. Da. Și mi-a spus că vrea să meargă cu mine la bere. La Oktoberfest. Da, mi-a spus să mergem împreună. Mărgineanu ți-a zis? Da. I-a plăcut, am defilat pe melodia lui, am simțit-o. Bă, practic e vis oricărei femei în viață să-i spună bărbatul: vreau să merg cu tine la bere. Da, dar nu așa, ieșind pe la terasa din dreapta, la Oktoberfest. Oricum la Oktoberfest. Au tot fost fetele la festivaluri, am zis să vin și eu la festival. Și sunt de acord cu tine, Constanția. Mulțumesc. Și halbele? De ce goale? Am zis că nu stau bine cu banii, trebuie să mă angajez acolo, să mai iau și eu un tips, mi-am luat poșetuța, am primit o garoavă și astea le-am luat de la niște clienți, trebuie să le duc, sunt goale, sunt pe fugă. Așa. Ești la job, să înțeleg. Da. Bun, am înțeles. Și am profitat de job și cu acest decolteu, poate iau un tips, ceva. Cred, păi. Este o uniformă sau ți-ai făcut tu piesele individual, fără mișto, chiar? Nu le-am făcut individual, este o uniformă, le-am procurat de la o fată. Da, nu-mi convine că Tanzi, de câte ori are ocazia, comentează de mine, cel puțin, că vorbesc în numele meu, că vine o prea simplă. E, când Tanzi are mai mult de două piese, de fapt, o piesă tăiată în două pe ea, de fapt e o uniformă. Și atunci, eu sunt curioasă cum s-ar comenta Tanzi dacă ar avea oglindă, pentru că văd că e foarte vocală când comentează ținutele colegilor, adică ea tot pentru ea, orice facem noi, nu este suficient. Și atunci, eu am o întrebare. Dacă Tanzi ar avea o oglindă și s-ar putea uita acum în ea, cum și-ar comenta ținuta? Bun, în primul rând aș spune că pantofii sunt urâți, dar se potrivesc la ținută. Se potrivesc la ținută, n-am ce să le fac. Trebuie să am ceva comod cu toc scurt. Și aș spune că îmi place ceea ce am făcut la zona de păr, că am venit cu ceva inventiv și e până la urmă la ținută, un costum tradițional. Având în vedere că e uniformă, ești mulțumită de ce ai făcut? Da, adică te-ai chinuit mult? Dacă nu eram mulțumită, nu mai prezentam în felul ăsta. Dar ți-a luat mult timp până ai pus piesele? Adică, dacă eu vin mâine în costumul popular, tradițional, din Ardeal, sunt suficient pentru tine? Dacă îl compui bine, da, păi ești ce suficient. Să compun, că îl compui gata bine. Compus. E bine? Contează cum este costum, cum stă pe tine, cum îți vine, din ce material este. Nu poți să adevăr, că avem o varietate de materiale, textile, când mă duc și mi-aleg costum popular, mă gândesc, oare vreau să fie... Uite, vino Alina, te poftesc să vii. Păi nu, dar eu vreau cumva să înțelegi și tu că ce comentezi tu de noi așa este, nu știu, de la cer la pământ diferit de ce faci tu pentru tine. Păi și eu îmi spun părerea sincer, vrei să spun că îmi plac ținutele? Adică nu înțeleg unde bați. Dacă e o ținută și nu-mi place, spun, nu-mi place asta, mi-ar fi plăcut să schimb și da, spun sunt, și când îmi place. Da, sunt foarte de acord cu tine, doar că cumva pe mine, efectiv, mă macină treaba asta. Cum, Doamne iartă-mă, tu vii în chilot sau cum ai eu tăiat când tu vezi la noi că le lipsește o pietricică de pe ștrampăn, de pe dres, de pe cum vrei tu să-i spui?
Adică pe mine chestia asta cumva mă... Te macină. Da. Rău. Ok. E ok dacă te macină, nu? Ce să zică și ea? Da, altceva, uite, mi-am adus aminte că ați avut o discuție, apropo de Constanția, vis-a-vis de bugetul pe care îl aveți. Și spuneați că ea nu-și folosește bugetul pe care fiecare l-are alocat pentru această emisiune. Aici nu am participat. Jasmina a adus în discuția asta și am vorbit cu ea în culise. Nu știu dacă se va da pe post, dar am avut discuția aceasta cu ea. Nu mai este printre noi. Am completat în emisiune, deci nu știu dacă mai e cazul să vorbesc sau nu, pentru că ar fost frumos să avem o discuție între noi două în platou. Dar folosești bugetul. Da, și am înțeles pe urmă la ce s-a referit Jasmine. Eu am venit cu două ținute vintage. Și ea probabil s-a simțit oarecum atacată că am dat mai puțin bani față de cât ar da ea pe niște ținute, pentru că al mele erau vintage, adică din start la un preț mai scăzut față de ce a venit ea. Și eu am luat steluții, ea nu a luat steluții. Probabil a fost o frustrare din partea ei. Așa am interpretat-o eu. Doar mi-am adus aminte că a existat această discuție și doreanțele între pe fete. Hai să vedem ce spun jurații până la urmă despre ținuta ta și neapărat să dăm și rezolvarea testului grilă. Constanția în fața lor. Seara, Constanțe, și bine ai venit. Sunt, în primul rând, curios câți bani ai dat pe această ținută. Costumul este 150 de lei, pantofii 50. Aoleu, costă bani? Ai plătit pentru ele, să înțeleg. Da. Și gentuța? Undeva tot pe la 50-100, cam așa. Sunt curios dacă sunt cumpărate sau sunt închiriate. Sunt cumpărate, nu e închiriat. Pentru că arată costum unul la unul. Nu, eu nu fac nicio diferență între ce văd pe tine și ce aș vedea la Muzeul Folcloric din München, probabil. Sunt cumpărate dintr-un târg de haine, da. Mai aveam, de fapt, o întrebare în timp ce discutai cu restul fetelor, pentru că aș vrea să merg cu ipoteza asta poate puțin mai departe. Ele te-au întrebat cum te-ai juriza. Eu te-aș întreba ce steluțe ai luat de la jurați. De la jurați, de la noi. Nu cred că am cum să-mi dau cu părerea, pentru că fiecare are viziunea sa. Nu, chiar nu. Sunt curios ce așteptări ai avut de la această ținută. Păi am vrut să o scot cumva din zona de confort. Cu... Da, care e zona de confort ei, a ținutei? Care, ar fi care sunt artificiile stilistice? De la care spate? Și în afară de garoafe. Că vorbim doar de două floricele amărâțele prinse în două codițe. Doar la păr. Păi și părul l-ai făcut identic. Părul este din sfera aia, folclorică. Exact. Am adăugat acele flori ca să o scot puțin în zona de confort. Puteam să-mi iau niște ciocate, doar că le aveam pe acestea și... Constanța, ce trebuie tu să înțelegi că noi nu ne jucăm aici. Și da. Nu e bună ziua, bravo, ați venit la carnaval. Suntem la o emisiune serioasă și cumva, pe lângă faptul că prezinți ceva ce deja a fost etichetat ca fiind un costum și în trecut, în alte emisiuni, și astăzi îți spunem din nou, ești îmbrăcată din cap până în picioare într-un costum, cum am putea juriza chestia asta? Nu știu, am dus outfit-ul și în poveste oarecum, dar înțeleg că este mai mult o costumație decât un outfit adaptat. Da, în momentul ăsta, cred că te scuzi, ești foarte dusă în poveste. Eu apreciez la tine că ești foarte sinceră și propusă cu sufletul afară, ca să zic așa. Din punctul meu de vedere, ești foarte costumată în seara asta și nu mă feresc să-ți dau deja că nu ai stil. Constanția, tu știi deja că ceea ce porți este o uniformă, o costumație. Da. Adică, indiferent de povestea pe care ai spus-o garafele, acum și... felul în care te gândiți să iei halbele de bere, să pui melodia, să nu știu ce, denotă faptul că tu ai făcut cu bună intenție această ținută. Nu a fost o întâmplare. Tu nu aveai cu ce să te îmbraci, să zicem, nu aveai ținuta pregătită pentru astăzi. Și hap, ai trătit această nenorocire pe tine. Trebuie să înțelegi, în primul rând, că nu jurizăm uniforme, pantofii including, că povestea că tot, iar eu consider că tu ori ne iei pe noi la mișto, ori crezi
că nu ne dăm seama de intențiile tale. Ori nu respecti competiția, sunt două variante. În timp ce colegile tale se străduiesc ca să-și compună ținute mai bune sau mai puțin bune, tu nu faci decât să bați toate vintage-urile. Asta nu este o problemă, dar eu pe tine îmbrăcată în afară de zona vintage nu te-am văzut. Nu știu discuțiile buget-nebuget, știu doar că apelezi la toate vechiturile din universul ăsta. Ăsta este un costum pergăsit într-un vintage. Ținuta asta ar fi putut să devină relevantă dacă tu, Constanții, ai fi făcut, să zicem, un exercițiu stilistic pe care l-ai fi combinat cu foarte mult umor, de tipul habar n-am, cum s-ar fi îmbrăcat Jennifer Coolidge dacă ar fi trebuit să joace rolul unei hangițe sexy. Și făceai un Jennifer Coolidge cu un păr complet neașteptat, cu un machiaj complet neașteptat, îți puneai în picioare ceva complet neașteptat, accesorizai masiv și nu știu ce. Și aș fi înțeles cumva intenția stilistică din spate și mesajul. Sau o duceai într-o zonă foarte margiela și puneai acest costum complet neașteptat peste un costum cu pantaloni din denim supradimensionați, cu o jachetă sport fluo pe dedesubt, cu un trench pe care îl măscăreai cu flori și nu știu ce, și o duceai fix în zona aceea, Galliano, etc. Dar așa, ce să jurizez? Adică sunt convins că înțelegi ceea ce spunem, dar ne-am și dorit să aplici atât tu cât și celelalte colege care au mai trecut așa prin situații similare, să și aplicați chestiile astea. În seara asta nu. Nu ai stil. Cred că am zis destul. Mutu mâncă untu. Asta-i, domne, ce să mai... Deci, pe cât e de mică și cu fața ei de nevinovată, pe atât e de... șarpe. Pentru că, încă din primele zile de filmare, ea e drăguță, ea e cu fața ei angelică, nu știu ce, și când au ce spune pe la testimoniale la televizor, e... Măi, tanții, măi! Ce faci, mai fetiță? De asta, cum am nici astăzi în platou, nu am mai putut să tac. Adică vreau cumva să aflu și versiunea ei. Eu nu cred că Constanția e șarpe. Are așa un fel când vrea să zică ceva și știe că urmează să sune răutășos sau ceva, spune măi, măi. Și atunci zice măi, uite, eu zic, mi-asum, nu-mi place sau uite, nu cred că acolo. Nu pot să văd răutatea asta în Constanția. Chiar nu pot să o văd șarpe sau că ar avea tertipuri sau strategii. Nu, Constanția e Constanția și atât. Chiar aveam o curiozitate. Să știi că de vreo două săptămâni mă gândesc la treaba asta. Deci eu când o aud pe tanții cum comentează ținutele concurentelor, mă gândesc, băi, dar fata asta chiar are cunoștințe vaste, se pricepe la alătură de materiale, de texturi, de parerea. Și te uiți așa la ea cum e îmbrăcată și te gândești, ceva nu se pupă acolo, nu știu, ceva dă cu virgulă. După ce te îmbraci, după ce ți-ar cătuit o ținută, pune-ți o oglindă în față și comentează-te cum le comentezi pe colegele tale. Da, și îl mai dau până văd rezultate. Sau măcar până nu mai comentează. Sunt două variante. Ori se îmbracă mai bine și acceptăm să ne comenteze și o las în pace, ori taci din gură și vii cu ținutele tale până nu mai poți. Că nu mai iau de ea. Tu simți că ți-a de tine? Da. Păi adică mă propui pe mine în gală spre eliminare? Că ți se pare că n-am făcut suficient? Tu, tanții care vin cu chiloții pe tine, agățați cu doi brusturi? Serios. Vorbește cu cei de acasă, Constanția. Dragii mei, eu vă aștept la Oktoberfest și dacă vă place ținuta mea, vreau să fiți alături de mine și să mă votați cu indicativul 9 la 1220. Mulțumesc!